politician din Hexagon, economist și magistrat, cu două naționalități, franceză și marocană, Rachida Dati s-a născut în familia unui zidar marocan, a cărui soție, algeriancă, i-a dăruit 12 copii, Rachida fiind al doilea venit pe lume la 27 noiembrie 1965 în Saint-Rémy, Burgonia. Purtătoare de cuvânt al lui Sarkozy, în campania electorală din Franța anului 2007, Dati a fost numită de acesta ministru de justiție după succesul în prezidențiale al francezului. Mandatul la justiție al lui Dati, prima femeie de origine non-europeană și primul arab care a deținut un post ministerial de o asemenea importanță în guvernul francez, a fost deținut între 18 mai 2007 și 23 iunie 2009. Cu studii la școala de magistratură, o largă experiență în audit, specialist în drept public și științe economice, Rachida este membru al Parlamentului European din 2009, iar ca ministru la justiție i-a urmat lui Pascal Clément. Despre un subiect îngrijorător, atentatele comise în Franța, și despre atentatori, politicianul francez venea într-un interviu cu o interesantă ipoteză. L'organisation, c'est-à-dire que le fait de projeter un attentat, l'organisation, le cerveau a été en dehors de France, puisqu'il était en l'occurrence à l'état actuel des éléments que nous avons, ça serait il serait en Syrie. Mais les acteurs, les auteurs étaient français. Étaient belges, ils sont européens, ils sont nés en France.